Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Mai sunt 4 zile până la meciul care decide soarta clubului Dinamo, clubului Dinamo din prima ligă, pentru că mai sunt 2 cluburi Dinamo în Liga 4-a. Unul se pregătește să promoveze în Liga 3-a. Acest club este deținut de Ministerul de Interne, se cheamă CS Dinamo. Și mai este un club care va rămâne în Liga 4-a, sau să vedem, depinde, poate fuzionează și el cu cineva, pentru că am văzut în istoria recentă a fotbalului românesc că se pot face fuziuni, iar o echipă din Liga 2-a poate ajunge direct în Liga 1 fără să promoveze sportiv, mă refer la Farul Constanța. Ei bine, acest al doilea club Dinamo, al treilea club Dinamo, de fapt, este cel al lui Nicolae Badea, CSFC Dinamo, club care a terminat Liga a 4-a, sezonul de Liga 4-a la jumătatea clasamentului. Discutăm despre situația de la Dinamo, care este una extrem de tensionată. S-a vorbit foarte mult în ultimele zile despre nevoia de o minune a clubului Dinamo, care are nevoie de o victorie la 3 goluri diferență pentru a întoarce acel 0-2 înregistrat în Manșa Tour de la Cluj. Dinamo are nevoie de o victorie, Dinamo are nevoie de liniște, Dinamo are nevoie de un spirit de echipă. Asta au spus toate legendele clubului intervievate după partida de la Cluj. Însă la Dinamo nu este liniște în acest moment. Sunt tensiuni interne, nu sunt bani, iar senzația este că acest club este sortit retrogradării, deși teoretic mai sunt de jucat cel puțin 90 de minute din acest baraj pentru evitarea retrogradării. O să discutăm în această dimineață despre soarta lui Dinamo, o să discutăm și despre culisele din jurul acestui meci, pentru că sunt foarte multe discuții în ultimele zile, discuții pe care nu le-ați auzit până acum nicăieri, însă sunt discuții reale, discuții care ies cumva răzbat dintr-un club frământat de tabere, pentru că acolo sunt mai multe tabere, tabăra suporterilor, fanii din proiectul DDB, cei care practic au ținut clubul, banii lor au ținut clubul în acest sezon, însă aparent ei vor fi perdanții din această poveste, pentru că banii lor s-ar putea să fie fost aruncați într-un nisip, să-i spunem, și să se evapore acești banii lor, pentru că există aparent interesul ca Dinamo să ajungă din nou în proprietatea Ministerului de Interne. Am și auzit ieri, l-am auzit pe președintele CS Dinamo, vorbind despre iminența implicării Ministerului de Interne în cazul în care clubul va retrograda. Deci Dinamo nu va fi lăsat să dispară. Probabil că Ministerul de Interne își va face o echipă care să joace pe noul stadion. Sunt multe culise, sunt multe discuții pe care, repet, nu le-ați auzit. Discuții inclusiv legate de integritatea primului meci de la Cluj. O să discutăm o parte dintre ele în această dimineață. O să aflați mai multe lucruri în cursul zilei pe site-ul Gazetei Sporturilor, lucruri foarte interesante despre conexiunile de dinainte de acest meci. Discutăm despre toate astea în următoarea oră. Ok, discutăm și despre ce se mai întâmplă prin fotbalul românesc, despre lotul lui Edi Iordănescu pentru meciurile din Nations League. O să mai discutăm și despre un alt baraj, barajul pentru Conference League, cel dintre Craiova și Botoșani. Despre toate astea discutăm cu fostul internațional român, campion al României în 2009 cu Unirea Urziceni, Dacian Varga, fost junior la Dinamo timp de 4 ani, plecat de acolo după un scandal la un meci de juniori. Bună dimineața, Dacian! Bună dimineața, bună dimineața! Ce faci, stimate domn? Nu te-am mai văzut de ceva vreme. Bine, sănătos. Uite, m-ai trezit de dimineață, așa? Păi așa îmi place, să te trezesc de dimineață. Ce faci? Cu ce te ocupi în momentul ăsta? Ia să vedem. Zi-mi întâi despre tine, ce faci? N-am treabă cu fotbal, dacă asta vrei să auzi. Nu. Gata? Te-ai rupt de tot de fotbal? M-am rupt de tot de fotbal, da. Am afaceri. Okay. Bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Bun. Și la fotbal te mai uiți sau te-ai rupt de tot și cu privitul? Nu, mă uit la fotbal. Mă uit și sunt la curent cu toate știrile. Hai să vedem, ce zici de Dinamo? E clubul care practic, unde tatăl tău a jucat înainte de Revoluție, 4 ani, dacă nu mă înșel, clubul unde ai venit la 13 ani și ai stat până la 17 ani și probabil clubul cu care ai ținut cumva în copilărie, mă gândesc. Da, am ținut. Ținând cont că am jucat acolo, a jucat și tatăl meu acolo, da. Am ținut cu Dinamo. Dar după ce am plecat de la Dinamo, cred că... N-ai mai ținut. Am fost nașul lor, okay, să zic așa. Bun, ok. Dar hai mereu să... când am jucat contra lor, am marcat. Ce zici de povestea asta de la Dinamo de acum? Cum ți se pare tot ce se întâmplă la club?
Acum un an spuneai, domnule, când a venit Urin data trecută, nu are ce să facă Urin, vina este în totalitatea jucătorilor. Urin a salvat echipa atunci, acum pare că o duce spre Liga a doua. Da, dar cum am spus și anul trecut, din punctul meu de vedere, sunt mulți jucători la Dinamo care nu, cu tot respectul pentru ei, nu au ce să caute pe acolo. Așa. Referitor la ultimul meci, am văzut în totalitate, sincer, am rămas șocat să văd cum unii jucători... Da. Mă repet iar, cu tot respectul față de ei, că și eu am fost fotbalist, dar nu ai cum să te prezinți în halul ăsta. Am văzut jucători care mergeau pe teren. Ok. Îți dau exemplu pe Vlad Morar. A intrat 30 de minute, nu cred că a alergat 3 km. Ok. Adică e strigător la cer. Să joci un baraj și tu să mergi pe teren. Adică era, cred că, nu știu, cred că a fost supărat, că nu a jucat de la început. Uh-huh. Dar cred că supărarea asta trebuia să și-o arate în teren, nu să meargă pe teren. N-am văzut dăruință, n-am văzut, nu știu, o disperare de aia de a câștiga. Foarte mulți dintre ei, foarte, foarte slab, din punctul meu de vedere... Nu văd cum ar putea să întoarcă soarta partidului. Problema e, și asta au remarcat oamenii importanți din istoria lui Dinamo, că liderii echipei s-au comportat și ei cam cum spui tu că s-a comportat Vlad Morar. Adică Dinamo are și o problemă de leadership, de conducere în teren. De exemplu, uite, mie mi-a plăcut Matei cum a jucat. Așa. Ok, prima repriză a intrat mai greu în joc, poate nu și-a găsit locul, dar mie, sincer, mi-a plăcut. Torje la fel, și-a dorit, dar e greu în 2-3 jucători. Acolo ai nevoie de 10 jucători, de 11 jucători, până și portarul, care i-a nenorocit portarul în campionatul ăsta, oricare a fost în poartă, nu doar Ieșea, nu? Acum, da. Nu doar Ieșea. Mă aștept mai mult la fel, de la atacant, de la Virobiso, săracul, cu tot respectul pentru el. Așa. Eu nu l-aș chema nici când jucăm noi, nu știu, pe un sintetic nu l-aș chema. Mi se pare foarte slab, foarte slab. Bun. Atacanți nu, mijlocașii spui tu că s-au mai chinuit așa, fundașii, că și acolo e o problemă. Apărarea de la începutul campionatului a fost... sub orice critică. Și i-a tot schimbat. I-a, nu știu, pe toți care i-a băgat, niciunii n-au dat un randament așa ok, din punctul meu de vedere. Uite, te întreb ceva. Știu, mi-ai dezvăluit înainte de emisiune, știu că ești prieten cu Patriche. Da. Pe el cum l-ai analiza acum, în dimineața asta? Vezi ce zici? Că vine Patriche pe... Nu este fotbalistul pe care îl cunosc eu. Ah. Cred că dacă mă întreb pe mine, cred că nu poate să joace sub presiune. Aha. Deci... Adică dacă i-aș lua meciurile de la Clinceni, da? Așa. Unde nu cred că a făcut mai mult de 3 greșeli într-un campionat. Ei, a făcut mai multe și unele chiar, cred că vreo 2 într-un meci a făcut, îmi aduc eu aminte. Dar mă rog, ok, da, așa. 5. 5. Ești mai aproape, da. Să zicem ok, 5, 8, da? Da. E, de când a venit la Dinamo, parcă nu mai este Patriche pe care îl cunosc. Și îl cunosc de când a venit la echipa mare la Sportul. A stat cu mine în cameră. Adică l-am crescut așa, între ghilimele, să spun. Așa. Este, cred că nu poate să joace sub presiune. Iar la Dinamo fiecare meci are o încărcătură foarte mare. Acolo, practic, la Dinamo joci cu presiune. Deci, practic, Dinamo e un club cumva prea mare pentru capacitatea lui Patriche de a se concentra și de a duce responsabilitatea unui meci. Așa cred eu, da.
știindu-l foarte bine, îi știu calitățile. Din punctul meu de vedere, este un fundaș bun. Da. Un fundaș central bun. Doar că la Dinamo Țenți, eu mă așteptam mult mai mult din partea lui. Mult mai mult din partea lui. Dinamo a avut mult, mă rog, o bucată din meci, o bucată bună din meci cu un om în plus. Cum e posibil să joci cu un om în plus și nu doar să nu ameninți foarte tare poarta adversă, dar să și iei gol? În fotbal, cred că ți s-a întâmplat câte ceva din scenariile astea. Spune-mi bine, tu. aici cred că este și vina antrenorului. Așa. Totuși, ai două meciuri, da? Nu, avea 1-0. Ok, 1-0, ai un joc în deplasare. Au vrut să egaleze, dar trebuie totuși să ai și o bază pe apărare. Da? Adică părerea mea, cred că puteau să atace în 7 jucători și 3 jucători să rămână mereu în spate. Da. S-au avântat prea mult în atac, în disperarea de a egala cât mai repede, mai ales că au rămas cei de la Cluj, au rămas în 10 oameni și atunci au făcut greșeala pe care au făcut-o la golul 2, care, repet, din punctul meu de vedere, este o greșeală foarte, foarte mare. Adică, ok, ai 1-0. Da. Au adversarii 1-0. Mai sunt 90 de minute. Care-i problema? De asta sunt două meciuri, nu? Uh-huh. Adică e mult mai ușor să revii de la 1-0 jucând acasă decât să revii de la 2-0. Din experiența ta în fotbal, pentru că s-a vorbit foarte mult despre lipsa de determinare și ai spus și tu chestia asta. Când o echipă arată atâta lipsă de determinare într-un meci capital, deci practic e meciul sezonului pentru Dinamo sau unul din cele două meciuri ale sezonului pentru Dinamo, care este cauza? Și se pregătesc de vreo lună jumătate. Și se pregătesc de o lună jumătate, exact. Urina și spus-o, deși mai erau șanse de salvare chiar de la zona de baraj, el a spus, domnule, ne pregătim pentru baraj. Care crezi tu că poate fi cauza acestei lipse de determinare? Ok, poate să nu-ți iasă într-o zi, să o pasă, poți să nu fii limpede la minte, dar atitudinea trebuie să fie. De ce, din experiența proprie, de ce se ajunge într-un vestiar la indiferență până la urmă? Dar nu știu, pentru că eu nu am fost niciodată așa. N-aș putea să-ți răspund, pentru că nu știu răspunsul. Ok, adică practic lipsa banilor, hai să o luăm pe cauze. Unu, lipsa banilor, presupusa lipsa. Nu există așa ceva, că nici în teren nu te mai gândești. Adică eu unul nu m-am gândit niciodată în viața mea când am intrat pe teren. Da. Și, scuză-mă, dar la noi la sport au fost probleme foarte mari. De asta te întreb. Tocmai de asta te știe toată lumea, luni de zile, da? Dar când intri acolo pe dreptunghiul ăla verde, nu contează. Bun. Adică nu cât te gândești la bani. Cum adică? Vrei să alergi și zici, bă, stai că nu mai alerg, că nu mi-au dat bani? Fii atent. Țineți un pic ideea, discutăm un pic cu reprezentantul firmei care se ocupă de insolvența clubului Dinamo, Răzvan Zăvăleanu. Bună dimineața, domnule Zăvăleanu. Bună dimineața. Cum e cu 4 zile înainte de, practic, meciul capital pentru clubul Dinamo? Stresant. Așa. Da, cum să fie. Încercăm să ne concentrăm, să vedem ce e de reparat, ce se poate face. Toată lumea este conectată la eveniment. Sper să avem parte de un rezultat bun care să permită rămânerea echipei în prima ligă. Nu v-am întrebat până acum, pentru că nu v-am prins. Vreau să vă întreb cum vă explicați dumneavoastră, din exterior, evident, mai degrabă vă ocupați de partea de administrare a clubului, cum vă explicați lipsa de atitudine a multora dintre jucătorii lui Dinamo din primul meci? O lipsă de atitudine pe care au remarcat-o gloriile clubului, nu noi, presa. Da, nu știu ce să zic, și eu mă așteptam la o cu totul altă atitudine. Nu pot să spun ce s-a întâmplat în intimitatea vestiarului, dar pot să vă spun că sper foarte tare că acest lucru să se modifice odată cu meciul care urmează. Spuneați că se adună, echipa e concentrată, însă vreau să vă întreb, e adevărat că în interiorul clubului sunt formate niște tabere care nu trag în aceeași direcție în momentul ăsta? Vă referiți la jucători sau administrativ? La jucători, partea de tehnic, partea de administrație. Nu cred să fie așa. Nu. La urechile mele n-au ajuns asemenea lucru și nu cred să fie așa.
Evident că peste tot acolo unde sunt foarte mulți oameni, sunt diverse afinități, prietenii, dar nu aș putea spune că sunt bisericuțe care trag în sens contrar. V-ar surprinde dacă ați afla că din interiorul clubului au apărut două informații în două zile consecutive. Una, că înainte de meci, cu câteva ore înainte de meci, Iuliu Mureșan a venit la hotel și a luat jucătorii la, câțiva jucători la o discuție privată. O informație pe care dumneavoastră cred că o să o negați, nu? Da, este o minciună fără niciun fel de temei factual. Da. Și spun asta pentru că am fost prezent acolo. Da. Știu exact ce s-a întâmplat. Eu l-am luat pe domnul Mureșan de acasă, eu l-am dus acasă cu mașina mea. Deci a fost domnul Mureșan până la urmă acolo. Da, a fost să-i salute pe băieți, da. Ok. Deși nu mai venise pe club de vreo două săptămâni, trei, înțeleg. Păi, nu știu, probabil că vreo două săptămâni, dar cert este că totul a durat foarte puțin, adică 15-20 de minute și după aia am plecat împreună, n-a avut loc nicio discuție separată, cu atât mai puțin n-a luat pe nimeni la vreo plimbare. Ok. Dar dumneavoastră nu ați luat jucători la plimbare, pentru că asta a fost a doua informație pe care am aflat-o în cursul zilei de ieri. La plimbare? Da, trei jucători la plimbare. Filip, Torje și Matei. Nu, nici vorbă de așa ceva. Am fost împreună cu mai mulți jucători în momentul în care au mers la recreere, la un mall din oraș. Am fost împreună cu ei, dar nu la plimbări separate cu ei. Nu, deci în parc, în vreo pădure de pe lângă hotel, nu? Nu, exclus. Dar oricum nu e nicio pădure acolo, țin să vă spun, unde e hotelul, e în plin oraș. Și mai e o discuție, domnule Zăvăleanu, probabil că o să vă deranjeze chestia asta, însă e o chestie pe care am aflat-o aseară tot din interiorul clubului, surprinzător, de asta v-am întrebat despre tabere. Da, vă rog. Se vorbește despre un conflict de interese pe care l-am aflat, repet, aseară, habar n-aveam de chestia asta, în care ați fi dumneavoastră la meciul ăsta, în calitate de acționar al școlii de fotbal Viitorul Cluj, așa, finanțat de Primăria Cluj, care este principalul finanțator al clubului U Cluj. Nu există niciun fel de finanțare în sensul în care vorbiți dumneavoastră. Sunt niște proiecte la care se poate înscrie orice fel de entitate sportivă și unde câștigi sau nu câștigi și primești niște bani. Asta nu are niciun fel de legătură. Dar ați primit bani de la primărie? Clubul Viitorul, da, a primit niște bani de la primărie. Înțeleg că Radu Constantea este chiar în comisia care acordă banii, președintele lui Uclu. Abar n-am, nu mă ocup de asemenea aspecte. Ok. Deci nu considerați că e un conflict de interese? Nu, nici vorbă de așa ceva. Departe de așa ceva. Nu are niciun fel de legătură. Nu e ca și cum Consiliul Local ar fi un acționar la Viitorul, că și-ar putea impune vreun punct de vedere acolo. În mod normal, când vorbesc despre conflict de interese, vorbești de puterea de a impune anumite lucruri, de control. Ori în momentul în care este vorba despre o chestie care este absolut publică, concursuală, nu e niciun fel de problemă. Dar spuneți-mi unde vreți să ajungeți, ca să înțelegem exact. Păi nu, astea sunt informații din club, care au transpirat în ultimele 48 de ore. Probabil că situația tensionată din club duce și la genul ăsta de discuții. Asta e puțin probabil să fie o informație din cadrul clubului. Așa. Pentru că nu cred că cineva din cadrul clubului se ocupă să consulte pe la primăria din Cluj ce se întâmplă, dacă s-au acordat ceva. O să vă mire, dar probabil că printre fanii lui Dinamo sunt și niște oameni care pot consulta genul ăsta de site-uri. Păi fanii, dar a zis că din cadrul clubului. Păi fanii din momentul ăsta finanțează clubul, nu? Adică au un rol teribil de important în clubul Dinamo. Da, mă rog, sunt niște prostii. Ce pot să vă spun e că îmi doresc mai mult ca niciodată ca lucrurile să funcționeze pentru Dinamo așa cum trebuie. Vă e teamă că acest club o să dispară? Dacă retrogradează? Nu cred că o să dispară. Nici vorbă, nu moare Dinamo așa ușor. Într-adevăr, va fi mai greu, dar nu este o situație insurmontabilă. Vreo primă ceva înainte de meciul ăsta al doilea? Există vreo bonificație? Este prima pentru îndeplinirea obiectivului de retrogradare de 75.000 de euro. Ok, 75.000 de euro. Da. Mulțumesc mult de tot, domnule Zăvăleanu. Cu plăcere. O zi bună. Cu plăcere. Da.
Bun. Atitudine. Deci banii, lipsa banilor, nu. Nu pare, din punctul tău de vedere, nu e justificată. Ca, nu e o justificare pentru lipsa de atitudine. Da. Atunci, ce poate să fie ca un fotbalist profesionist să nu fie mișcat de importanța unui meci din cariera lui? Până la urmă e plătit să-și facă datoria, iar la meciul ăsta trebuie să fie, cred că există și o supra-motivație, măcar profesională. Lipsa de valoare? Păi, e, da, lipsa de valoare? Păi, ok. Ce poate să fie aceea? Lipsa de interes. Cauzată... Păi de ce să ai interes? Nu știu, cauzată dintr-un motiv sau altul. Nu știu, ți-ar plăcea să vii la muncă acolo să te faci de râs? Nu, normal că nu. Dar dacă mai am și alți colegi după care mă pot ascunde, la fotbal e mai ușor, adică nu te faci individual de râs. Nu ai cum să te ascunzi. Nu te ascunzi? Păi dacă vor păi cinci se ascund... Păi cum să te ascunzi? Cum ai putea să te ascunzi? În spate. Te vede o țară întreagă. Mm-hmm. Sunt toți cu ochii pe tine, da? Nu ai cum să te ascunzi. Deci tu spui că e lipsă de valoare. Da. Lipsă de valoare. Nu mi-e explic altfel. Bun, dar cum a ajuns Dinamo în situația asta? Să aibă niște jucători lipsiți de valoare. Un club, al doilea club ca trofee din fotbalul românesc. Păi atâta timp cât nu ai bani, de unde să iei jucători? Ok. Crezi că Mioveni are bani? E simplă treaba. Ai bani, aduci jucători cu valoare. Uite, Mioveni nu cred că are bani, Dacian. Și uite, că a reușit să scape... Așa, surprinzător, dar a reușit să scape chiar și de baraj. Mioveni a scăpat de baraj pentru că, din punctul meu de vedere, dacă era gaz metan, așa, erau la baraj. A, ok, bun. Adică au avut și noroc. Așa, da. Uite, Dinamo nu a avut noroc. Mioveni are jucători, din punctul meu de vedere, Mioveni are jucători mai buni decât cei de la Dinamo. Păi, înseamnă că e o problemă, pentru că eu nu cred că Mioveni a avut mai mulți bani decât Dinamo. Că fanii lui Dinamo tot au strâns bani, au fost bani din drepturile TV. Tu zici că nu. Spune-mi și mie ce jucători a adus Dinamo. Au fost totuși 50 de jucători? Zic bine? Da. 50 de jucători. Acolo. 50 de jucători. Câți ți-au plăcut din ăștia 50? Păi, uite, lumea e interesant. 10? Da, maximum. Păi și atunci? Cred că dacă te întreb la Mioveni, cred că îți plac mai mult jucători de la Mioveni decât de la Dinamo. E adevărat, da. Păi și atunci? Dar repet, pentru mine n-am nicio crede-mă, nici nu-l cunosc pe băiatul ăsta, dar l-am văzut la mai multe meciuri de pe Vlad Morar. Deci mie mi se pare de o, nu știu, ori e milionar. Așa. Serios? Da. Are bani foarte mult și îl enervează banii. Da. Altfel nu-mi explic un jucător poate să se plimbe pe teren, crede-mă. Deci da. Eu mă așteptam, nu știu, din partea lui Torje, nu știu, lui Filip, jucător cu experiență, lui Matei, să se ducă să-l trezească puțin în teren. Băi, băiatule, stai puțin, că nu ai cum să mergi pe teren. Adică, totuși, ne jucăm soarta aici. Da. Ne facem, nu știu, să intre așa într-o lentoare, să nu te intereseze, să... Repet, nu am nicio treabă cu băiatul, nu-l cunosc. Dar este strigător la cer ca un jucător la Dinamo să aibă o atitudine de asta când joacă un meci capital. Asta este părerea mea. La fel și de Iroviscu. În prima repriză, săracul... Cred că dacă te puneam pe tine atacant central, cred că mai țineai și tu de o minge, mai făceai o deviere, mai făceai ceva măcar, mai scoteai două faulturi. Nu te risca, că nu știi, nu m-ai văzut niciodată, deci nu-i bine. Păi tocmai asta zic, adică mai rău decât el, n-avei cum să fii. Bun, într-un vestiar dezinteresat, cum îmi pare cel al lui Dinamo în momentul ăsta, antrenorul mai are vreun rol? Mai are ceva de făcut? Mă așteptam, sincer, mă așteptam mai mult și din partea antrenorului.
Așa. Mă așteptam să gestioneze mai bine această partidă. Adică tocmai ce spusesem. Și la începutul emisiunii am spus, nu știu, la 1-0 totuși eu eram puțin mai temperat în locul lui. Ai văzut că se duc toți în atac, erau înnebuniți să înscrie. Totuși, dar trebuie să te bazezi și pe apărare. Nu poți să ataci așa și să toată lumea să se ducă în față să marcheze și să lași apărarea descoperită. Ce simți că se va întâmpla la retur? Văzând ce, adică crezi că se poate schimba starea asta de dezinteres într-o săptămână? Se poate scutura un lot dezinteresat, lipsit de valoare, nu știu, neplătit, deși problemele cu banii n-au fost așa mari. Dar în schimb au fost anunțați că nu mai sunt bani. Deci în momentul în care cineva din conducere vine și anunță că nu mai sunt bani, mă gândesc totuși că are efectul unei bombe în vestiar. Să spui, domnule, nu mai sunt bani. Păi și ce facem noi? Bani o să fie, pentru că o să înceapă un nou campionat, da? Și o să aibă bani. Pentru că, bine, nu o să aibă, nu știu, poate milioane de euro, dar da. Drepturile TV oricum o să intre, da? Așa. Dacă nu retrogradează. Dacă nu retrogradează, da. Da. Dacă nu retrogradează. Altfel, deci intră 20.000 de euro din drepturile TV la anul. Cum 20.000? Din Liga a doua. 20.000, atâta sunt drepturile în Liga a doua. Eu nu mă refer la Liga a doua. Păi da. Asta este încă un plus pentru ei. Hai să nu retrogradăm, da? Ca să rămânem în Liga 1, să păi luăm da. Salariu. Da, dar acum vin și îți spun încă o informație. 17 jucători sunt la final de contract. Ce interesează pe ei dacă retrogradează sau nu Dinamo? Păi în primul rând te faci tu de râs. Așa. Ți-ar plăcea ca în CV-ul tău să apară acolo retrogradat cu Dinamo? Nu prea. Să rămâi și în istoria. De obicei nu prea scrie în CV când retrogradezi. Când te uiți așa pe Wikipedia, nu spune, domnule, a retrogradat cu Dinamo, spune, are atâtea meciuri, nu prea astea cu retrogradările nu prea apar, să știi. Mai știu câțiva, domnule, ăsta e ăla care a retrogradat cu Dinamo. Uite, Contra a retrogradat cu Timișoara și a venit la Dinamo. Cine a mai retrogradat cu Timișoara în anul ăla și a venit la Dinamo? Vreo 2 sau 3 jucători de la Timișoara, retrogradați cu Timișoara, au venit la Dinamo. Deci nu e așa o chestie să atârne decisiv de a retrogradat cu Dinamo. Și dar tu, ca om, crezi că nu atârnă să retrogradezi? Eu știu ce nu să că spun. Ce zice X sau Y. Da, tu așa te-ai simți ok să știi că ai retrogradat? Te-ai mai și pregătit o lună jumate, nu? Da. Adică, nu, departe de... Nu știu, eu unul dacă aș fi fost în locul lor acolo, n-aș putea să mă gândesc că vine o echipă de Liga 2 de pe locul 3, da? Da? Da. Bate 2-0, care din punctul meu de vedere ar fi trebuit să se termine 4-2 liniștit, da? Să spunem că și cei de la Dinamo au avut două bare. Da. Să mai mă bată și acasă. Ok. Nu, e ceva de... Să-ți rup carnetul de jucător, nu știu, legitimația de jucător, feeling, un grup ca Dinamo. Feeling-ul tău ce spune? Ce se va întâmpla duminică? Din punctul meu de vedere, favorită este Ucluș. Uh-huh. Eu văd un 70-30 pentru Ucluș. În momentul. Adică nu văd Dinamo... Doar să nu facă nicio greșeală, ceea ce mi-e greu să cred că cei de la Dinamo nu o să facă greșeli. Uh-huh. Am văzut în tot campionatul foarte multe greșeli. Bun. De asta spun 70-30. Dacă prima repriză sau intră la pauză cu 1-0, să spui că mai au 45 de minute la dispoziție să mai marcheze încă o dată, dar, repet, să nu facă greșeli, pentru că fizic stau mai bine ca cei de la Ucluj. Ai avut impresia de pregătire fizică mai bună? Pregătirea fizică mai bună. Și am văzut și la meciul Ucluj cu Dinamo și am văzut și la Chindia cu Chiajna. Aha. Adică cei din Liga 1 stau mai bine, sunt mai bine pregătiți fizic decât cei din Liga 2. Ok. Fii atent.
Țineți un pic ideea, discutăm acum cu un fost jucător de la Dinamo, campion cu Dinamo în 1968, în vremuri de mult trecute, Alexandru Boc. Bună dimineața, domnule Boc! Bună dimineața! Ce faceți? Alo? M-auziți? Ce faceți? Bună dimineața! Vă aud! Ce să fac? Bine, mă pregătesc că o să mă duc la Craiova vineri la meciul de baraj. Da. Și am emoții pentru că n-am văzut nouul stadion. A, n-ați fost niciodată până acum la Craiova? Pe n-am fost stadion? Niciodată și la inaugurare, când, mă rog, m-au invitat, am avut o problemă foarte importantă și n-am putut să ajung. Și vă dați seama ce emoții am vineri, mai ales că este un meci decisiv, după părerea mea, și pentru viitorul Universității Craiova și pentru suporteri, pentru toată lumea. De când ne-am văzut ultima dată la emisiune, am citit o carte a lui Mircea Lucescu scrisă prin anii 70. Înainte să vă întreb că vreau să vă întreb despre situația de la Dinamo de acum un pic, în calitate de fost jucător la Dinamo. Însă, apropo de statutul dumneavoastră de jucător la Dinamo, scria Lucescu prin 70 și ceva, într-o carte scoasă de editura Junimea, Mirajul gazonului se cheamă cartea, da. Făcea o analiză a lotului lui Dinamo din perioada aia, 67-68 sau 68-69. Și spune, zice, domnule, Boc, un jucător admirabil, dar vă blama un pic că ați fost furat de, cumva, de mirajul Bucureștiului, spune el, cumva printre cuvinte, așa. Are perfectă dreptate. Da. Are perfectă dreptate, pentru că în perioada aia eram 5 jucători de la Dinamo, eu, Tinu, Dumitrache, Radu Nuvare, Lucescu, care jucam și în echipa națională, eram nucleul echipei naționale. Da. Și, într-adevăr, eram într-o formă deosebită, că ne câștigasem la Lozan cu 1-0, eram aproape calificat la campionatul mondial de Mexic. Da. Și vă dați seama că după fiecare meci eram așteptați admiratoare. Da, mai ales dumneavoastră, foarte, că Cornelinu... Mai ales eu, Cornelinu nu prea le avea asta, mai ales că a stat la mine un an de zile. Da. Dar eu, într-adevăr, și fiind furat de peisajul Bucureștiului, venisem de la Ploiești, aici era altă lume, altă atmosferă, alt anturaj. Într-adevăr, am fost furat și am făcut o greșeală mare, dar, mă rog, am plătit pentru ea. Ce ziceți de situația de la Dinamo de acum, domnule Boc, în calitate de campion cu Dinamo în 68? Deci, din păcate, înaintea meciului de la Cluj, am fost la un post de televiziune și am spus următoarele. Domnule, jucătorii actuali de la Dinamo sunt foarte mulți care nu cunosc tradiția clubului, nu cunosc ce înseamnă numele Dinamo, da, în fotbalul românesc. Sunt un fel de mercenari, pentru că ei, dacă nu se califică și nu rămâne Liga 1, își iau bagajul și pleacă la altă echipă și s-a terminat. Da. Dar suporterii sunt cei care vor suferi. Și din păcate, exact asta s-a întâmplat la Cluj. Am auzit că le-a țipat și mercenari și... Nu se pot mobiliza, nu știu ce se întâmplă acolo, ceva se întâmplă, că nu se mai pune problema de bani când ai un meci decisiv de rămânere în Liga 1. Uh-huh. Acolo ar trebui să joci pe sentiment, pe dragoste, pentru oamenii ăia în tribună care se duc după ei peste tot. Nu se mai pune problema de formă sportivă. Dom'le, joci un meci, Doamne ferește, poți să stai în spital 3 zile după aia, dar să știi că ai dat totul pe teren, să fii mulțumit la terminarea meciului. Și vă spun că au avut mare noroc că n-au dat Clujul și al treilea gol. Mare noroc au avut. Credeți că acest club dispare dacă retrogradează sau... Cu siguranță va dispărea. Serios? Cu siguranță va dispărea. Va dispărea, dar va reapărea în momentul, da, când se va termina stadionul. Exact ca Rapidul va fi. Exact. Aha. Ca Rapidul. Va intra în insolvență, o va lua de jos, se vor găsi oameni care să bage bani în echipă ca să o ducă în toate eșaloanele până în Liga 1. Dar de ce și nu s-au găsit oamenii ăia acum? Iertați-mă că vă întrerup. De ce nu s-au găsit oamenii ăia acum? Pentru că n-au siguranță că vor rămâne Liga 1 și nu sunt dispuși să bage bani. Ok. Nu sunt dispuși. Sau că sunt prea mulți care ar fi vrut să bage bani și nu s-au înțeles între ei, sau ăsta e motivul?
Da. Pentru că nu au încredere că vor rămâne în Liga 1 și atunci am spus, domnule, de ce să investesc dacă voi retrograda în Liga 2? Dacă ați fi în conducerea clubului Dinamo, ce le-ați spune? Dacă le-ați avea 20 de secunde cu ei în vestiar înainte de meciul ăsta de duminică, ce le-ați spune? Păi, în primul rând aș încerca pe jucătorii străini să-i mobilizez, să le explic ce înseamnă rămânerea în Liga 1 pentru club. Okay. Pentru că, vreți să vă spun ceva, va fi dezastru, Doamne ferește, dacă nu câștigă meciul și nu rămână în Liga 1. Spectatorii nu mai au răbdare cu ei. Ați văzut ce s-a întâmplat la da, Cluj? Da. Deci, bine, plus că spectatorii, fanii, bănuiesc un scenariu în spatele căruia s-ar afla Ministerul de Interne, care are deja un club în Liga 4, și poate și Nicolae Badea, care și el are un club în Liga 4. Tot Dinamo. Da, tot. Va pleca de aici și va ajunge când... V-am spus că va fi gata da. Stadionul, pleacă. Va fi un club Dinamo în Liga 2 sau chiar a 1-a. Și palmaresul va fi împărțit între ele. Da, bineînțeles. Nici nu știu cine deține palmaresul la ora, care din da. Cluburile astea mici de Liga 4. Mulțumesc mult de tot, domnule Boc. O zi bună vă doresc. Sănătate multă, toate bune. Cu multe plăcere. Sănătate da. Multă. La revedere. Da, am discutat și cu Sandu Boc. Să presupunem că Dinamo retrogradează. Cum vezi viitorul, Dacian? Cum îl vezi tu? Ai spus 70% șanse Ucluj. Deci, practic, Ucluj pleacă, din punctul tău de vedere, favorită, clară, la promovare. Da, când ai 2-0, da. Ai cum să nu fii favorită. Da. Eu zic că nu o să... Dacă o să retrogradeze, eu zic că o să rămână în Liga 2. Nu cred că o să o ia din Liga 4. Că nu cred că o să se desfințeze, părerea. Așa. Dar în structura asta de administrare, probabil că nu. Pentru că fanii nu cred că își vor mai permite să plătească bani și va veni cineva și va spune, hai să fuzionăm ministerul sau... A, tu chiar ai jucat la clubul lui Nicolae Badea, am senzația, nu? În 2019. Da, cu Pulhac, da. Cu Pulhac. Avea vreo ambiție clubul în momentul ăla, în 2000... Bine, și acum a rămas pe loc, e tot în Liga 4. Nu. N-avea nicio ambiție. Dar care era? Adică, din ce ai simțit tu în momentul ăla, care era scopul acelui club? De ce? De ce a existat? N-am intrat în amănunte, n-am întrebat de ce să... Așa. Chiar nu am... Eu m-am dus acolo că m-a rugat, sunt prieten cu... Ursul, antrenorul, da? El era antrenor acolo și Emil noi oricum, Emil Ursul, da. Da. Noi oricum mergeam și făceam alergare acolo pe stadion și antrenorul ne-a spus dacă vrem să-i ajutăm și noi pe ei să venim, facem o mișcare. Am mers, am jucat câteva meciuri și atât. Practic, ai simțit dar că... nu, da. N-am intrat în amănunte, adică să-l întreb, băi, vreți să promovați, nu vreți să promovați, vreți să mergeți în Liga 3, a 2, a... Dar simți că ai jucat pentru Dinamo sau a fost așa mai mult o... Adică, apropo de ce spuneai tu mai devreme, domnule, CV-ul, simți că în CV-ul tău există Dinamo în momentul ăsta după ce ai jucat acolo sau nu? După ce am jucat în Liga 4? Da, pentru Dinamo. Eu cu Pulhac veneam mai des la antrenament decât alți copii pe acolo. Chiar râdeam cu Pulhac. Uite, vă zic, noi venim mai des la antrenament decât alții. Chiar aveau, nu știu, 18, 19, 20 de ani. Pe ce, era opțional venitul la antrenament? Era opțional? Adică puteai să nu vii? Nu prea era opțional. Ok, dar nu veneau. N-aveau treabă, nu știu, poate unii mai lucrau. Dar nu. N-am intrat în amănunte așa, dar zic, eu cu Cristi eram mai dornici să venim la antrenament, să alergăm, să mai jucăm o miuță, ceva, decât alți tineri care, nu știu, nu vin mâine sau nu veneau două, trei zile la antrenament. Povestește-mi acum, vreau să te rog să-mi povestești episodul plecării tale de la Dinamo. L-am mai povestit de 10 ori, iar vrei să-ți... Hai, mai povestește-l odată. Trebuie să... A fost un meci, jucam la junior și la Dinamo și a fost un meci în care arbitru, nu știu,
a dat 2, 3, 5, 10 decizii împotriva noastră. Da. Și au intrat toți, au intrat toți, toți părinții pe, pe teren, de la, de la noi, să se ia de arbitru, dintre care și tatăl meu. Așa. Și atunci a dat vreo 5 jucători, ne-a, ne-a dat afară de la Dinamo atunci. Am, am făcut scandal. Da, au fost agresivi? Părinții adică au făcut au, scandal. Au fost agresivi? Adică tatăl tău a, fost, a făcut chiar așa mare scandal? Sau? Nu, nu, s-a dus doar la arbitru. Dar ți-am spus, erau foarte mulți părinți. Și a zis, ce faci? Îți bagi joc de copii ăștia care aleargă aici și își dau viața pe teren, tu ce faci? Bine, era arbitru, era la fel, era tânăr ca noi. Nu... Da. Era, cred că era 2001, nu? Nu mai țin minte, nu, chiar nu mai țin minte. Și clubul Dinamo a decis să vă... Să vă... Da, era mai mulți, am plecat atunci vreo 5-6 jucători. Ok. N-a contat că tatăl tău era fost jucător la Dinamo, n-a contat. Nu, 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 nu. Dar mi-a făcut un bine, mulțumesc, chiar mulțumesc. Clubului Dinamo? Da, 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 păi atunci plecai foarte greu de la Dinamo. Da. Plecai foarte, chiar dacă erai junior, te dădeam împrumut, mai trebuia să semnezi cu ei încă un an, doi, trei, te dădeam împrumut. Așa, dându-ne afară, ne-a dat, ne-au dat actele și mulțumim frumos. Cine era, cine conducea centru atunci? Nu mai țin minte cine, chiar nu mai țin minte cine conducea centru. Și nu, cine era șeful centrului. Cred că Ion Moldovan, parcă. Aha. Că bănuiesc că el da, a venit să vă anunțe. Dom'le, sunteți dați afară. Mă, normal, așa funcționează. Nu, 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 antrenorul, nu? Antrenorul, antrenorul ne-a, ne-a anunțat. Ca ei în fiecare luni sau marți aveau o ședință. Toți da. Antrenorii de la junior aveau o ședință. Și a zis, uite, s-a stabilit în ședință ca X, Y, toți care au fost acolo, sau părinții lor, da? Părinții jucătorilor, așa, să plece de la echipă. Dar, repet, le mulțumesc. Le mulțumesc că știi vorba aia, un șut în fund, un pas înainte. Da. Poate dacă rămâneam acolo, poate nu ajungeam niciodată să, nu știu, să joc în Liga 1, să debutez. Pentru că atunci la Dinamo erau fotbaliști. Cum l-ai caracterizat sezonul ăsta pentru Dan Petrescu? Uite, trec un pic acum la fostul tău antrenor cu care ai câștigat titlu. Cum ți s-a părut anul ăsta Dan Petrescu? La cum îl cunoști tu așa? La fel, neschimbat. Nimic. Neschimbat. Neschimbat. Ce poți să spui de un antrenor care are 5-6 titluri? Parcă... Poți să spui ceva de rău? Da, parcă n-am mai jucat ce trebuie CFR anul ăsta. Greuț așa. Dacă, Costin, vorbim peste două luni de zile, uiți. Că a jucat rău. Și rămâi cu tine. Ori zice, ne-a jucat bine sau rău? Păi nu știu, zi tu. Tot cam așa a jucat. Tot cam așa. Tot cam așa era. Tot așa. Da, și atunci. Și atunci. Ce, ce mai spui? Da. Adică ți-ar fi plăcut să joace CFR-ul, să, nu știu, să fie mult mai, mai activă în, pe atac, să marcheze 4-5 goluri și să termine pe locul 2 sau 3? Bine, ție-ți convenea. Și mie îmi convenea că eram, mă uitam din zi, din canapea. Da. Dar dacă ai fi fost fotbalist, ar fi plăcut la CFR? Nu, evident că nu. Să fii pe cartea atacului, hai să atacăm, hai să... Și să termin pe 2 sau pe 3 și la sfârșit să, să se bucure alții în locul tău? Senzația e însă că dacă ar fi avut o adversară mai puternică în sezonul ăsta, ar fi pierdut titlul. Dar nu știu. Totuși s-au înjumătățit punctele. A, e frustrant? Așa. Nu e frustrant? Se vede că ai fost jucătorul lui Dan Petrescu, e clar. Ai început și tu, s-au înjumătățit punctele. Da, s-au înjumătățit, da. Știi de la începutul campionatului că se înjumătățesc. Adică nu vine cineva la jumatea campionatului. Nu vine peste noapte să zică, bă, vezi că de mâine ți-au jumătate din puncte, da? Exact. Dar tot frustrant e. Bă, totuși eu punctele alea le-am câștigat. Le-am câștigat pe teren. E greu să-ți ia cineva jumătate din ele. Adică totuși, dacă trăgeai linie la sfârșitul campionatului, da, uh-huh, totuși erau 14 puncte. Deci în campionat, CFR, n-ai cum să nu spui că nu a defilat. Deci tu spui că într-un sezon normal, CFR era o campioană liniștită anul ăsta. S-a văzut doar așa, din cauza tăierii punctelor, s-a văzut atât de tensionat finalul. 14 puncte, nu? Da, bine, n-ar mai fi, nu s-ar mai fi repetat niște meciuri. Ar fi fost altfel de meciuri, da, mă rog. 7 puncte. La 7 puncte,
ai făcut un eșec sau două semi-eșecuri, deja ai văzut că a fost, pe tine. Ai văzut că a fost luat la ochi, s-a descărcat Petrescu la petrecere și a scandat chestia aia cu Steaua. Făcea chestia asta și când erați voi la Urziceni vreodată? A făcut chestia? Nu am, n-am văzut ce a făcut, doar ce am citit, văzut ce a făcut. Poate, nu știu dacă a strigat sau nu, chiar nu știu, pentru că nu am văzut. Da. Dar dacă îmi spui, tu te cred pe cuvânt pe tine. Ce hoț ești, incredibil. Serios sunt, chiar nu am văzut. Dar repet, când ai câștigat, ești euforic, poate a greșit, poate n-a greșit. Uh-huh. Dar eu zic că la stresul pe care l-a trăit un campionat întreg și chiar cred că îl știm cu toții pe Dan Petrescu și știm foarte bine că îl trăiește la intensitate maximă, da? Nu cred că ar trebui să-i turnăm acum cenușă în cap că, nu știu, a strigat odată sau de două ori sau, nu știu, a cântat împreună cu jucătorii. Te-a luat vreodată pe sus în sezonul ăla când ați luat campionatul? Sau dacă te-a luat pe sus, sau se purta cu mănuși cu tine că știa că ai gura mare și puteai să faci jur? Niciodată nu s-a purtat, dar niciodată nu se poartă cu mănuși. Adică cât am jucat eu fotbal, nu știu niciun jucător care să se fi purtat cu mănuși cu el. Aha, deci te-a luat și pe tine pe sus, la timpul. Pe mine? Vreodată. Cred că n-ai frituri mâncate câte înjurături mi-a dat mie Da, una din, care e momentul cel mai tensionat pe care l-ai simțit tu cel mai... Băi, ăsta s-a apucat rău de tot de mine. Mai ții minte vreun moment de ăsta? Nu, fii atent, îți dau un exemplu ca să vezi că Dan Petrescu, da. Ca să vezi că Dan Petrescu nu este un antrenor care ține dușmănie, care ține ranchiună. Da. Ultimul, eu eram împrumutat, da? Da. De la Sportul Zdențesc la Urziceni. Ultimul meci da. Al meu. Da. Cu Steaua. Da. Când am luat campionatul, da? Așa. Era 1-1 și mai erau, cred că, vreo 10 minuțele. Așa. Ceva de genul. Da. La un moment dat, nu știu, am pierdut eu o minge, am făcut o greșeală. M-a înjurat. Rău. M-a înjurat. Da. Frumos, nu rău, că nu te înjura rău. Așa. Așa. I-am răspuns. L-ai înjurat? I-am răspuns. Nu l-am înjurat. I-am răspuns, bă, mai lasă-mă, bă. Aha, ok, da. Ai înțeles? Ma. După meci? Da. A venit, ne-a felicitat pe toți, da? Și vorbeam, eram într-o relație bună cu Șiman atunci. Și îi spun lui Șiman. Da. Vezi că uite ce s-a întâmplat. M-a înjurat, eu știu că e ultimul meci, că așa, n-am mai rezistat și uite ce am zis. Așa. Iar, ca să vezi că nu are dușmănie, nu are ranchiună, el după aceea a plecat în Rusia. Uh-huh. Și te-a luat acolo. L-a sunat pe Șiman să mă duc acolo, că mă vrea acolo. Și nu ți-a zis niciodată nimic de episodul ăla, bă... Nu. Nici măcar n-ați râs pe tema asta, nu, că nici nu prea râde. Nu, n-am râs, s-a deschis. A fost tot. Doar acolo s-a terminat. Să vezi, adică dacă avea dușmănie să ținea ranchiună pe mine, bă, știi ceva, eu nu mai lucrez cu ăsta niciodată. Da. A plecat în Rusia, l-a sunat pe Șiman atunci dacă vreau să merg în Rusia, în Liga a doua. El, când s-a dus în Rusia, s-a dus în Liga a doua. Atunci cu Ban Krasnodar era în Liga a doua. El i-a promovat în prima ligă. Și tu, deși te-ai înjurat câte fripturi, de mai multe ori de câte am eu fripturi mâncate, te-ai dus. Nu m-am dus atunci. Nu m-am te-ai dus. M-am dus prima oară la Rapid. A, frumos. O experiență plăcută. Foarte plăcută. Am jucat 90 de minute și am fost suspendat 6 luni. Ce zici de situația asta de la Rapid acum? E anul centenarului, mutu antrenor... Vine Șucu finanțator, se face anunțul. Cum ți se pare mutarea? Am văzut că vine Șucu. Bine, vine Șucu, cred că și investește. Vine Șucu cu spartanii, nu știu. Cred că vine, cu mobilă, cu ceva, vine cu ceva. Dacă investește, îi văd să intre în play-off. Așa. Nu i-aș vedea, doar dacă...
dacă oricum au nevoie de, din punctul meu de vedere, de patru jucători. Patru titulari. Da. Patru titulari. Da. Da. Dacă își aduc patru titulari, da, patru jucători să fie titulari, au șanse să intre în play-off și de ce nu chiar să se bată pentru podium. Dar asta doar cu finanțarea, adică Șucu să vină concret cu niște bani pe care să investească, da, în club. Dacă nu, putem să mergem și noi așa cu numele, nu? Dacian și Costin, gata, sunt patron la Rapid. Da. Nu, trebuie să vii cu ceva, părerea mea. N-ai cu ce să vii decât cu bănuți. Uite. Ca să poți să faci performanță. E greu să faci performanță așa pe burta goală. Te-ai gândit să-ți marketezi afacerea pe stadioane? Firma ta, să o pui, să plătești la club? Să ajungi și fotbalul, te ajungi și pe tine, nu? Nu. Nu-i nevoie. Nu-i nevoie. Mulțumesc, Dumnezeu, merge treaba bine. Îți place de Mutu, antrenorul Mutu? Da. Chiar îmi place, sincer. Așa. Bine, am mai vorbit de câteva ori cu el, mai mergeam la fotbal împreună și știam așa filozofia lui, ce își dorește. De când era antrenor la Naționala de tineret. Așa. Știam ce își dorește și cum vede el fotbalul. Chiar îmi place. Îmi place ce văd la Rapid. Adică și-a pus amprenta. Părerea mea, și-a pus amprenta. Fii atent. În final îți propun ceva să ne și distrăm un pic pe final de emisiune. Știu că până acum ne-am distrat. Nu ne-am distrat. Nu. Am vorbit foarte serios. Se întâmplă lucruri grave la Dinamo, clubul unde ai fost și tu junior. Mai mergi la fotbal cu băieții sau gata, te-ai lăsat și de asta? Din când în când. Din când în când. Fă-ne în câteva minute o radiografie scurtă a băieților cu care joci fotbal, evident cunoscuți, foști fotbaliști. Descrie cum mai joacă ei fotbal acum, în două, trei vorbe fiecare. Cum mai sunt ei? Și fizic, și tehnic, și tactic, și cum jucați voi acolo? Nu cred că ar trebui să dureze două, trei minute. Eu îți spun că dacă ne-am face o echipă, așa, toți care joacă acolo... Hai, zi-mi cine sunteți. Cine sunteți voi? Ei, sunt mulți. Sunt, nu știu, de la... Ți-am zis, bine, acum nu mai vine Adi, că are echipă și... Era Mutu, era... Mutu, cum mai e acum? Cum mai era când juca ultima dată? La atâția ani după retragere, la ani după retragere. Foarte bine, foarte, da? Bine. Foarte bine, nu jucăm pe teren mare. Da, jucăm da. La mini-fotbal jucăm 5-5. Niculae? Da. Niculae, da. Cum? Eram eu în echipă cu Marius, cu Daniel Niculae, cu Mutu, cu Marica, Pulhac. Marica mai poate cu ligamentul ăla, cu... Mereu îi se umflă genunchiul. Aha. Îi se umflă genunchiul, da. Așa. Are, și acum are probleme. Pulhac, cum mai evoluează? Pulhac la fel, nu mai să te țină, nu mai să dea cotul, nu mai... Astea, de fundaș, ce poți să... Mai urcă de două, trei ori în atac, îl bag înapoi eu acolo în apărare, zic să stea în bucătărie acolo, să nu mai iasă el din bucătărie, că nu se pricepe. Așa. Mai... Dă și cu șpițul, ne mai sparge mingea. Așa. I-a zis, rămân acolo în bucătărie. Da. Raț, Maftei. Raț, cum se prezintă? Raț, cred că dacă nu prea avea ocazia la meciul să tragă la poartă, acum e în șut. Deci trage pe... Știi vorba aia, ai, nu ai, tragi la poartă. Da, deci el trage cum o prinde. Da. Dar bun. Așa. Greu de depășit. Vasile greu Maftei? Vasile Maftei, i-am zis, bă, dar te-a apucat tehnica acum la 50 de ani? Joacă un fel de, nu știu, mijlocaș central, să spun așa. Așa, dar el era tehnic și ca fundaș, să știi. Era și ca fotbalist tehnic. Da. Marius Niculae? Marius Niculae, materiale, tată. Păi și fotbal, material. Nimic? Material, ba da. Și fotbal. Păi nu, Marius Niculae îl punem să stea în față, pentru că putem să ne bazăm pe el, da, îi dăm mingea și automat putem să respirăm liniștit, că nu ia nimeni mingea. Așa. Da? Și e în goluri, să știi, e în goluri. Așa. Chiar marchează. Cine, marchează foarte mult. Cine e cel mai slab? Păi, slab. Bine, mai sunt și câțiva
câțiva care nu sunt fotbaliști, să spun așa. Nu, dar din ăștia fotbaliști, dintre fotbaliști, cine e cel mai dezamăgitor, așa, de care râdeți cel mai mult? Păi nu, nu există. Nu? Crede-mă, de asta am spus că dacă am face o echipă, eu zic că la Dinamo ne-am bat la promovare la Liga 2. Uh-huh. Așa cum suntem noi acum, bătrânei. Adică dacă am fi în Liga 3, eu zic că ne-am bate acolo, am fi în primele trei lucruri, părerea mea. Bun, Dacian, îți mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta la emisiune. Îți doresc spor la treabă, baftă și să ne mersi vedem frumos, cu bine. Mersi frumos, mersi. Toate bune. Mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne vedem mâine dimineață la 90 minut la GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru toate informațiile importante, relevante din sport. O zi bună, pe mâine!